Ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână pe Wall Street? Suntem în data de 10 noiembrie și suntem la 9 zile, 10 zile de la ultima ședință a Federal Reserve. Așa cum v-am spus și în zoom live ținut în timpul ședinței Federal Reserve, Evident că investitorii au fost foarte bucuroși că nu li s-a mai pomenit nimic despre o nouă ridicare de dobânzi, deși domnul Paul a fost destul de categoric când a le spune că dobânzile vor rămâne sus și multă vreme. Reacția piesei a fost puternică, S&P-ul a crescut de la 4100 până la 4400. Adică, tot așa cum v-am prezis înainte de ședința FED, ne-am întors la același nivel la care am fost la ședința Fed penultimă. Euforia continuă. Va fi un raliu de sfârșit de an așa cum se așteaptă toată lumea? Nu știu. Ceea ce pot să vă spun este că dobânzile titlurilor de stat la 10 ani au scăzut brusc de la peste 4% la 3,50% tlt pe care vilantorul recomanda la cumpărare s-a dus din 82 până în 89 și va continua să crească. Pe semne, în primăvară vom ajunge chiar la nominală la valoarea de 100. Acum, rezultatele companiilor au fost destul de amestecate. Dacă ne uităm la mari jucători, adică la Big Tech, Big Tech fiind... Companiile care valorează mai mult de un trilion, și care nu sunt foarte multe, Apple, Microsoft, Google, Amazon și noul intrat de puțină vreme, Nvidia. Nvidia încă n-a dat rezultate, de mult mai târziu, abia săptămâna viitoare, dar celelalte patru, inclusiv Facebook, am uitat și de Facebook, care jonglează tot aproape de un miliard, și Tesla. Niciunul dintre ele, în afară de Amazon și de Microsoft, nu au crescut după rezultate, deși rezultatele au fost bune. Ba chiar Google a scăzut aproape vreo 15%. Între timp, după ședința FED, s-a refăcut și Google, nu e la 140, dar a ajuns până la 132. Ce v-aș recomanda? Așa cum v-am spus la ședința FED, cumpărați, dar cu zgârcenie, în sensul că piața o să crească, dar nu știm dacă o să facă raliul atât de mult așteptat. Dacă mă întrebați pe mine, vom mai avea corecții până la sfârșitul anului, și faptul că dobânzile rămân sus, până când nu vom găsi prima statistică care să ne spună că inflația începe să se reducă dramatic. Federal Reserve nu va avea curaj să-și anunțe o viitoare tăiere de dobânzi. În momentul în care domnul Paul sau cineva de la Fed va pomeni despre viitoare tăiere de dobânzi, Cumpărați cu ambele mâini atât acțiuni, mai ales la Big Tech, cât și obligațiuni, adică titluri de stat american. Titlurile de stat americane le puteți cumpăra și acum, chiar dacă le luați mult mai scump decât acum o săptămână, pentru că ele vor ajunge la 100 din 89 și vă dau și acel 4% dobândă anual. Pe de altă parte, lumea se întreabă dacă războiul din Ucraina, situația din Israel ar putea influența piața. Piața la ora actuală este influențată doar de dobânzi. Și e deja o nebunie întreagă, în momentul în care dobânzile cresc, piața scade, în momentul în care dobânzile scad, la titlurile la 10 ani, piața crește. Totul pare foarte simplu. Dar lucrurile astea nu vor mai fi atât de simple cât de curând. Pentru că șomajul a crescut la 3,9, ceea ce a bucurat piața. Un șomaj mai mare, când va fi 4,1, va duce la o altă creștere a pieței acțiunilor. Pentru că șomaj sus, inflație jos. Și inflație jos, Fedul va tăia dobânzile. Totul se reduce la dobânzi. E nu chiar așa. Pentru că în momentul în care șomajul începe să crească, să rămână sus, în momentul în care vânzările retail sales vor scădea, deja au început să scadă, iar în Europa toate statisticele de retail sales sunt pe minus, atunci vom vorbi de un alt subiect. Dobânzile vor ieși din vizorul investitorilor și vom vorbi de o posibilă recesiune. Pentru că, așa cum am spus de multă vreme, nici o perioadă inflaționistă nu se poate termina fără o recesiune, mai mică sau mai mare. Dacă recesiunea va fi mică, o vor considera trecătoare și nu va influența foarte mult, poate câteva zile, când GDP-ul va fi pe minus. Momentar, ultimul GDP, adică produs intern brut, a crescut cu 4,9, nici gând de recesiune. Dar știți că vorbele și zvonurile cu recesiune apar repede pe Wall Street și duc la o corecție continui să cred că bursa și S&P-ul nu își vor atinge anul ăsta maximele istorice, nici gândă 4800, nici gândă Nasdaq la maximul istoric, nici gândă uh, Dow Jones la 36.000. Dar nici nu vom vedea niște corecții spectaculoase decât dacă la ședința din decembrie Fedul va continua pentru a enezima oară să spună ținem dobânzile sus inflația încă ne preocupă. Așa cum v-am spus, pentru a fi mai ușurat și a putea să cheltuiți economiile pe acțiuni, trebuie să auziți acel cuvânt magic al lui domnul Powell, politica monetară va deveni acomodativă. Acest cuvânt acomodativ dă o liniște investitorilor și spune că la fiecare scădere de inflație vor acționa și asupra dobânzilor. Și slavă Domnului, din 5-50 au timpul să le taie 2 ani la rând câte 0,25 și tot n-ajung la 0,50 de unde s-a plecat, la 0 de fapt, de unde s-a plecat acum mai puțin de 2 ani, în ianuarie 2022. Și ne vedem săptămâna viitoare cu noutăți. Vom avea alte companii, cele de retail, Home Depot, Target, Walmart care vor da rezultate, vor începe și companiile europene care până acum nu se comportă prea bine, cele petroliere au dat toate și foarte prost cu profituri mult mai mici și petrolul la 75 de dolari de unde toată lumea s-a aștepta să crească la 90, dar v-am spus, conflictul din Israel nu va influența prețul petrolului, în schimb faptul că prețurile cresc în China, unde au cresc, în scad în China, scuzați-mă. Faptul că prețurile scad în China cu 0,2%, deci avem deflație în China, acest lucru va duce și la o scădere a consumului și la o scădere a prețului petrolului și evident la recesiune. Consumul vine din China. Dacă China începe să producă din ce în ce mai puțin, să exporte din ce în ce mai puțin, asta e urmarea faptului că în curând consumul se va prăbuși undeva în Europa de vest și America, marile piețe de desfacere ale economiei chinezești. Dacă mai punem în socoteală și faptul că în continuare prețul la case crește în America și se prăbușește în China, vom avea de abordat și tema imobiliarelor în Europa, Japonia, China și Statele Unite și nu în ultimul în România, unde orice fel de criză imobiliară ajunge după 9-12 luni și e de obicei mulțită cu doi față de ce se întâmplă în Occident. Deci nu uitați, subscribe, share și dacă ceva v-a plăcut sau nu v-a plăcut, comentați!